armene, Ovanes, Ariu Tunean față în față cu Dumitru Celiadnic. Între cei doi sunt o distanță de 11 metri. Elan nu foarte mare pentru cel mai bun jucător al lui Piunic. Apără Celiadnic! Foarte bine Dumitru! Parează această execuție a lui Ovanes, Ariu Tunean și șeriful începe cu un ușor avantaj această serie a loviturilor de departajare. Bravo Dumitru Celiadnic! Emoții foarte mari și pentru familia lui Dumitru Celiadnic, care urmărește această partidă, fie de pe stadion, fie în transmisiune directă la Moldova 1. Ați văzut și reacția de bucurie a lui Stepan Toma, s-a ghicit colțul Dumitru Celiadnic. Caiteian se îndreaptă spre punctul de la 11 metri, în timp ce Abu Atara se roagă pentru colegul său. Toți jucătorii șerifului își doresc să ajungă în grupele Ligii Europei. Acolo sunt Manchester United, AS Roma sau Lazio Roma, Arsenal Londra de asemenea, o echipă care poate să vină la Chișinău. Caiteian față în față cu David Iurcenco. Atacantul olandez, Elan nu foarte mare și gol! 1-0! Primul gol marcat în această dublă manșă dintre Șerif și Piunic este înscris de Caiteian. Bravo Caiteian! A trimis mingea și portarul în colțuri diferite. Este 1-1. Este rândul lui Piunic să aibă a doua lovitură. Numărul 9, Artak Dashian, al doilea fotbalist din Armenia, care va executa o lovitură de la 11 metri. Celiadnic dansează pe linia porții și parează și de data asta. Bravo, Dumitru! A doua execuție parată de către Dumitru Celiadnic. Șeriful are deja un avantaj care se poate materializa la următoarea execuție. Stepan Thomas, foarte emoționat, antrenorul croat, poate fi performanța carierei. Dumitru Celiadnic a tras aproape pe centrul porții Artak Dashian și este 1-0 pentru Șerif. Dumitru Celiadnic își poate trăi momentul de glorie în această seară cu aceste două lovituri parate. În mare măsură, el și-a făcut datoria. Acum este rândul fotbaliștilor să marcheze. Steven Bri a mintuit că va ajunge în fața portarului David Iurcenco. Francezul are experiența în Liga a doua din Hexagon, cu evoluții la formația Sochaux. În mod normal nu trebuie să aibă foarte mari emoții în fața lui David Iurcenco. Steven Bri șutează și apără Iurcenco. A șutat destul de slab Steven Bri. Rămâne scorul 1-0 pentru Șerif. După două serii de penaltiuri, a intuit colțul David Iurcenco și este 1-0 pentru Șerif. Urmează al treilea fotbalist de la Piunic și anume venezuelianul Renzo Zambrano, față în față cu Dumitru Celiadnic. Zambrano a intrat pe parcursul meciului. Nici el nu are un elan foarte mare. Apără Celiadnic! Extraordinar! 3 din 3 pentru Dumitru Celiadnic! Fantastic! Fantastic! Dumitru Celiadnic își face din plin datoria. Excelent! Dumitru Celiadnic parează 3 șuturi de data aceasta. Zambrano a șutat, portarul din Republica Moldova, spre evident dezamăgirea fotbaliștilor lui Piunic. Este în continuare 1-0. Se roagă în continuare Cedric Badolou și Abu Atara, ambii fotbaliști burkinabezi, foarte credincioși, și încearcă să și încurajeze coechipierii. Ei au fost scoși din teren și nu mai pot executa. Este rândul senegalezului Mohamed Diop să aibă șansa golului.
Trei fotbaliști ai lui Piunic au ratat. A marcat Caeteian, de la Șerif a ratat Steve Ambri. Emoții foarte mari pentru Mohamed Diop, mijlocașul închizător, față în față cu David Iurcenco. Și pe lângă, șutează pe lângă Mohamed Diop, revine în meci Piunic. Ce serie, 5 ratări, Abu Atara prăbușit. Parcă nu-i vine să creadă, Șeriful a avut șansa să tranșeze calificarea. Celeadnic a parat 3 penaltiuri. Iuri Gareghinian, al treilea armean care va executa. Incredibil, 3 penaltiuri parate de Dumitru Celeadnic, 2 ratări pentru Șerif. Gareghinian față în față cu Dumitru Celeadnic, acesta dansează pe linia porții, marchează 1-1. 1-1. Urmează să închidă această a patra serie fotbalistul de la Șerif, Patrick Kpozo. Un fundaș. Ambri ar fi fost, dacă ar fi marcat, ar fi fost o altă situație. Kpozo față în față cu Iurcenco și gol! Cu noroc, dar este gol! Mingea din bară s-a dus în plasa porții lui David Iurcenco și Șeriful preia din nou avantajul. 2-1, o serie nebună de departajare cu 5 ratări. A marcat cu noroc Patrick Kpozo, nu a ghicit colțul portarul David Iurcenco. Dumitru Celeadnic o poate trimite pe Șerif în faza grupelor la această fază. În fața sa este ucraineanul Serhii Vaculenko. Dacă parează și această execuție, Șeriful se califică. Vaculenko, gol! 2-2, însă ultima șansă aparține Șerifului. Să vedem cine se îndreaptă, se pare că este Gabi Kiki. 2-2, Serhii Vaculenko restabilește egalitatea și totul se poate decide la următoarea fază. Parcă nu foarte încrezut Gabi Kiki, parcă nu și-ar fi dorit să ajungă în acest punct, însă camerunezul are șansa golului victoriei și al calificării. S-a îndreptat spre acel balon, de parcă a cărat un car în spate, foarte anevoios și foarte agale. Dacă marchează Gabi Kiki, aici se încheie această partidă dramatică. Un fundaș central în fața golului calificării spre grupele Ligii Europei. E la nu foarte mare pentru Gabi Kiki. Haideți să vedem, Kiki, bară! Extraordinar, Gabi Kiki avea șansa calificării, însă a șutat în bară. Simțea momentul, nu era deloc încrezut, Gabi Kiki a avut și noroc Iurcenco, nu a ghicit colțul și a șutat în bară Gabi Kiki. Este 2-2. Un meci dramatic, reamintesc că a fost 4-3 pentru Piunic în meciul cu CFR. Deja dacă vor marca armenii, presiunea va fi pe umerii Șerifului. Mihail Kovalenko, un fotbalist din Rusia, un fotbalist de 27 de ani din Federația Rusă, față în față cu Dumitru Celeadnic. Reamintesc că acesta a parat 3 execuții. Celeadnic, bravo! Bravo, Dumitru!
4 penalturi parate de Dumitru Celiadnic și Stepan Radelić ar putea pune punct acestui thriller care ne ține cu sufletul la gură. Bravo Dumitru Celiadnic, 4 execuții parate și a făcut mai mult decât datoria portarul de la Șerif, mai mult decât datoria. Dacă va avea evoluții din ce în ce mai sigure, atunci Maxim Koval va avea o problemă să-l scoată din primul 11. Radelić, de el depinde totul. Are șansa să încheie. Abu Atara s-a sprijinit de antrenorul Stepan Thomas și nici nu dorește să privească această posibilă ultimă lovitură de la 11 metri a serii. Să ținem pumnii pentru Radelić, este capitanul și gol! Aici se pune punct seriei de departajare, Șeriful se califică în faza grupelor Ligii Europei. Dumitru Celiadnic poate fi considerat eroul Șerifului în această serie a penalturilor. Piunic va juca în grupele Ligii Conferințelor. Iată bucuria Șerifilor alături de suporteri și golul marcat pe centrul porții de Stepan Radelić. Iurcenco a fost învins în această seară. Cu scorul general de 3-2 la penalturi, Șeriful ajunge în a doua competiție ca valoare de pe bătrânul continent pentru a cincea oară în istoria sa. Dumitru Celiadnic este felicitat. Un discipol al școlii de fotbal Buiucani a ajuns la Șerif în anul 2019. Își trăiește în această seară, prieteni, momentul de glorie pe stadionul Zimbru. 4 execuții parate de Dumitru Celiadnic și 3 goluri marcate de echipa lui Stepan Thomas. Felicitări pentru Șerif Tiraspol. Mâine de la ora 14, galben-negri își află adversarii din faza grupelor. La Chișinău pot veni Manchester United, Arsenal,